Încleștarea gâtului inacută este o problemă reală cu care se confruntă foarte mulți cântăreți. Există câteva motive foarte clare pentru care se întâmplă acest lucru, nu este la întâmplare, nu este o greșeală și putem să corectăm acest lucru dacă lucrăm la tehnica noastră și în același timp avem grijă și să nu cântăm foarte, foarte mult, foarte des, adică să nu fie vorba de o oboseală vocală la mijloc. În primul rând, încleștarea gâtului are ca și cauză o presiune foarte mare a aerului care iese pe corzi. Atunci când emitem sunetul, în loc să folosim aerul corespunzător de care are nevoie respectivul sunet, acut sau un sunet prelungit, noi îl dăm pe tot afară, tot aerul, și deodată sunetul ori sare și este fals, ori pur și simplu se produce această durere, tensionare aici, dar și aici în maxilare. Un alt motiv pentru încleștarea gâtului ar fi faptul că nu îi dăm destulă verticalitate la sunet, adică nu deschidem cavitățile destul în sus pentru ca sunetul să prindă din rezonanța de cap exact așa cum ar avea nevoie. Este nevoie să folosim palatul moale, care se află în spatele palatului tare, așadar în spatele boltei palatine. Palatul moale este un mușchi și este nevoie ca el să se cupoleze. Dacă respirăm, inspirăm mai degrabă, pe senzație de căscat sau pe senzație de uimire, palatul moale se ridică automat. Ce se mai întâmplă automat este că plămânul inferior se umple de aer, diafragma se activează și putem să folosim toate aceste lucruri pentru a realiza un sunet acut sau lung, așa cum trebuie. Încleștarea gâtului poate avea ca și cauză și pur și simplu o postură greșită, că stăm cocoșați, că ne apăsăm plămânii prin această postură greșită, că nu stăm drepți, că nu avem umerii puțin către spate și nu în ultimul rând, această tensionare din maxilar pe care noi ne încăpățăm de foarte multe ori să o menținem, pentru că nu deschidem gura de ajuns. Atunci când suntem în registrul înalt, este nevoie să deschidem gura mai mult, maxilarul de jos. Este nevoie, dacă ținem gura închisă. Simți deja aici, la legătura dintre cele două oase, că nu e bine, doare. Dacă toate aceste lucruri enumerate se schimbă, se vor schimba și acutele, dar și întreaga voce se va transforma la 180 de grade.